sală ce e pletoasă, Maica Sfântă se opri și cu vocea ei duioasă către sală ce e grăi. Sală ce e, dacă ți-e bine, a pleacă-ți crengile jos, să fac din ele o cunună pentru Fiul meu Hristos. Să fac din ele o cunună pentru Fiul meu Hristos. Dacă îmi cunoști durerea și voiești să-mi o alin, dă-mi din raburile tale o cunună fără spin. Dă-mi din raburile tale însângerat și-n mare chin, și cu ea la el m-aș duce ca durerea să-i alin. Și cu ea la el m-aș duce ca durerea să-i alin. Atunci sălăcia miloasă crengile și le-a plecat, Maica împletit cununa și s-a dus la Golgota. Maica împletit cununa și s-a dus la Golgota. Dar iudeii n-o lăsară cu cununa fără spini. Ei voiau Iisus să moară în dureri și în mare chin. Ei voiau Iisus să moară în dureri și în mare chin. De-atunci sărăcia pletoasă nu s-a mai lăsat în sus, a rămas așa plecată ca să-l plângă pe Iisus. A rămas așa plecată ca să-l plângă